Pacea Domnului, fraților. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dacă sunteți, suntem ridicați, vă rog să deschideți cuvântul Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 21. Să începem de la versetul 34 la versetul 36. Vă rog, dacă aveți și Biblie. Nu știu cât puteți vedea pe monitorul, monitor aici în față, pe perete de fapt, dar hai să ne atintim privirile către cuvântul scris care este autoritatea suprema lui Dumnezeu pe pământ. E singurul care trebuie să ținem cont. Hai, citesc cuvântul Domnului. Luați seama la voi înși vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți locuitorii de pe fața pământului. Vegeați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Mulțumesc că ocupați vă locurile. Mulțumesc, domnului, frați și sorori. așa cum spuneam vineri seară, Dumnezeu mi-a dăruit harul mie și soției mele, Ana, să ajungem din nou în această localitate, Reus, unde sunt oameni minunați, frați și surori minunați, care nouă ne plac, nu vă spun, nu sunt fățarnic, Fiul este Domnul. Că vă spun din inima, cu soția mea care e martoră, povestesc de multe ori de frățietatea de aici din Reus. Sora Ioana, drjan, duce lipsă de frumusețea părtășiei de aici. Nu știu dacă nu se va muta înapoi, nu știu. De asta, ori de câte ori vin în Spania, datorită faptului că ne leagă, ne leagă, știți, este unirea Duhului. M-am întâlnit cu fratele prea iubit, fratele Doru, Domnul să te binecuvinteze, frate Doru, și pe toți să vă binecuvinteze, Domnul. Acum vă rog din toată inima pentru că vă iubesc trebuie să prezint cuvântul așa cum este el. Trebuie să prezint niște lucruri așa cum sunt ele. Nu vreau să fac rabat, nu vreau să fac abatere de la cuvântul scris. Nici apostolii n-au făcut abatere de la cuvântul Domnului. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Fraților și surorilor, cea mai mare problemă a zilelor noastre nu a fost pandemia. Cea mai mare problemă a zilelor noastre nu sunt cele două focare de război care s-au aprins în Ucraina și acum în Orientul Mijlociu, în Israel cea mai mare problemă a zilelor noastre nu este criza economică care a început odată cu războaiele, focarele de război și care va atinge proporții inimaginabil. Vă spun să nu vă speriați, cu noi va fi Dumnezeu. Cea mai mare problemă care îl face pe Dumnezeu să sufere și să plângă în cer este ațipirea și adormirea Tuturor bisericilor. Am căzut în apatie spirituală. Apatia este acea slăbire a iubirii. Știți care este opusul iubirii? Nu este ura, este indiferența. Pe Dumnezeu are o durere în inimă. Să vii la casa de rugăciune, să cântăm, să ne rugăm, să slujim. Dar să nu mai simțim nimic față de El. Îl îndurerează pe Dumnezeu lucrul acesta foarte mult. Vrea ca iubirea aceea, dragostea aceea să se înflăcăreze înapoi, să fie înapoi față de Dumnezeu. Și ajută-ne, Doamne. Deși, deși ne spune Cuvântul Domnului, în Cartea Matei, capitolul 24 că dragoste, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, dar să nu fie aici, se va răci. Obișnuința cu Evanghelia și cu Dumnezeu fac să scadă șansele noastre de a intra în părăția lui Dumnezeu. Repet ideea aceasta obișnuința cu Evanghelia și cu Dumnezeu fac să scadă în mod dramatic șansele noastre de a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Eu am trecut de multe ori prin apatie, să știți. Nu sunt fățarnic, vreau să fiu sincer. M-am hotărât câteodată să mă mărturisesc în fața întregii biserici, cu cât mărturisirea este mai mare, cu atât eliberarea este mai rapidă. Dumnezeu îi plac oamenii sinceri, nu îi plac oamenii fățarnici. În ziua aceasta voi avea, text, voi avea subiectul, știu că frații îmi cer care este titlul, titlul din ziua aceasta va fi una dintre cele mai importante teme care le-am prezentat aici în Biserica din Reus nevoia urgentă a îmbrăcării cu puterea Duhului Sfânt. Vă spuneam, vineri seara, odată cu, odată cu pandemia aceasta, pandemia a fost startul de a intra în cea mai întunecată perioadă din istoria umanității. Ceea ce vă spun nu este o conspirație. Când am auzit lucrurile acestea, acum 10 ani, n-am vrut să cred nici 0,1%. N-am vrut, am respins cu desăvârșire. M-am convins că este adevărat. Ceea ce îmi spuneau frații preibiți, puțin la număr, ce se va întâmpla, ceea ce se pregătește și Dumnezeu a îngăduit. Dar nu le-a îngăduit așa cum vor oamenii, pentru că planul Dumnezeu trebuie să se aducă la îndeplinire, pentru ca să se împlinească numărul de plin al neamurilor. Să vă grăbiți să intrați în numărul, să ne grăbim, adică și eu, să intrăm în numărul de plin al neamurilor. Pentru că începe faza 2, mântuirea poporului Israel. Întâi sunt neamurile, pentru că poporul Israel a grăbit planul lui Dumnezeu. Întâi era Israel, dar Israel a forțat mâna Lui Dumnezeu să meargă mai rapid către neamuri. A respins mântuirea. Și atunci Dumnezeu a zis, voi trece rapid la neamuri, pentru că a venit la Isei și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit dintre neamuri s-au făcut copiii Lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că ne-a dăruit harul acesta și nouă. Slăvit să -i fie numele în vecii vecilor acum în zilele noastre civilizația umană civilizația umană va ajunge la cel mai înalt nivel al anormalului vor fi șapte lucruri care va marca omenirea pentru totdeauna nu vreau să vă le spun că o să ziceți că este o conspirație o să ziceți că mă țin de lucrurile astea, lucruri, nu mă țin de lucrurile acestea, să știți. Dar odată cu lucrurile acestea mă interesează starea, situația noastră, cam pe unde sunteți, pe unde suntem. Și apostole au vorbit, apostolul au fost foarte atenți, foarte viguroși prin ceea ce ei au trecut. De aceea noi trebuie să, să fim îmbrăcați cu putere, acum în zilele noastre, Zilele din urmă avem nevoie de două lucruri esențiale, vitale, absolut fundamentale. Nu vom putea fără ele două. Unu, ne trebuie călăuzire. Doi, ne trebuie putere. Eu am să vorbesc despre putere, probabil că în seara aceasta voi vorbi despre călăuzire. Călăuzirea, dacă vă aduceți aminte în ceea ce a spus Domnul Iisus pilda celor 10 fecioare când, când la miezul nopții s-a auzit strigarea, miezul, miezul nopții este când păcatul atinge apogeul, se aude strigarea, se face strigarea. În ziua aceasta va fi o strigare, o alarmă, un semnal de alarmă. Toate fecioarele s-au trezit și toate la candela. lumina de la candelă, ca să meargă la casa mirelui, în odaia mirelui, știți ce simbolizează lumina? E călăuzirea. Cei ce au călăuzirea vor identifica marea confuzie și marea amăgire. M-aș bucura ca răpirea să fie iminentă, dar nu cred că va fi așa. Biserica va trece prin strântorări. De asta noi trebuie să fim îmbrăcați cu putere. Amin. Și ajută-ne, Doamne, ce vedeați, deci dar tot timpul, și rugați-vă ca să aveți putere, să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Cu noi va fi Dumnezeu. Rețineți lucrul acesta. De partea noastră va fi Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va fi de partea noastră, nu avem de ce să ne temem. Teama este arma supremă a diavolului care lovește toți locuitorii terei. Un creștin autentic nu are voie să se teamă. Când a venit pandemia, m-a lovit arma aceasta în, 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 în Ființa mea, m-a culcat la Pământ și am zis, nu-i bine cu mine. Dacă ești, ești, lovit de teamă permanent, nu, bine cu, nu este bine cu noi. Trebuie reglat imediat părtășia, legătura, relația cu Domnul. La relație e problema. Zice Biblia, voi n-ați primit un duh de robie să mai aveți frică. Ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Ajută-ne, Doamne. E, drumul acesta vrea Dumnezeu să ajungem. Acum, deci voi intra să vorbesc despre ceea ce este esențial, vital, fundamental, despre puterea Duhului, Duhului Sfânt. Este cea mai importantă latură spirituală de a rămâne în picioare. Spunea Domnul Isus următorul cuvânt. Vă rog să luați în considerare că nu este cuvântul meu, eu vi-l transmit cum l-a spus Domnul Isus. ceea ce a spus Domnul Isus. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Sunt două lucruri inseparabile. Să nu uitați ideea aceasta, Scripturile și puterea lui Dumnezeu sunt două lucruri inseparabile. Nu are voie să se separe. Scripturile cercetându-le, puterea rugându-ne. Nu are voie aceste lucruri să fie inseparabile. Dacă punem accent numai pe Scripturi și nu punem accent pe rugăciuni, dezechilibrăm balanța, vor deveni, vom deveni numai cărturari. Dacă punem accent numai pe rugăciuni și fără scripturi, iar se dezechilibrează balanța și nu mai avem lumina. Trebuie balanța spirituală echilibrată, scripturile și puterea. Amin? Amin. Ajută-ne, Doamne! Să știți, dumneavoastră, diavolul nu se teme dacă vii la biserică. Diavolul nu se teme dacă facem o slujire. Diavolul nu se teme dacă facem acte de caritate să ajutăm Diavolul se teme dacă ai putere. Cea mai mare teamă este să ai putere, puterea binecuvântată a Duhului Sfânt. Spunea Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt că ci Lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Slavii să fie Domnul! Domnul Iisus, pe pământ, când a fost, a avut plinătatea, a avut două lucruri 1. Plinătatea Duhului Sfânt. 2. Plinătatea puterii Duhului Sfânt. O să ziceți, oare o diferență între una și alta? E mare diferență. Le-am văzut pe pielea mea și hai să citim. Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 38. Fapte 10, 38. Uitați-vă, vă rog, este Petru spune în casa lui Corneliu, Petru spune inspirat de Duhul Sfânt, vă rog să vă uitați la detaliile Scripturii. Vă spuneam vineri, eu nu mai citesc Biblia la normă, o citesc pe pasaje scurte și stau asupra pasajului până îmi vorbește Domnul. Nu plec nu, mă plec, nu mă duc la alt pasaj până nu vorbește Domnul dacă voi zăbăvi o săptămână, chiar și o lună. Hai să ne uităm. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Este exact cum aș spune eu, fraților, amelioram noastră, eu și cu soția mea Ana. Că e posibil să ai vorbire în limbi, dar să n-ai călăuzire, să n-ai putere. E posibil lucrul acesta. Că dacă rămâi numai la vorbire în alte limbi și nu faci pașii trăirea și umblarea prin Duhul, care înseamnă călăuzire, cărmuire, putere, ungere și rodire, zero. Și încă un zero foarte mare. Puterea Domnului Iisus pe pământul acesta s-a manifestat în trei direcții. 1. Vorbea ca unul care avea putere. Nu cum îi învăța cărturarii lor. Că rămâneau uimiți fariseii, saducheii, preoții cei mai de seama, de ce împrejurul persoanei Mântuitorului nostru Isus se adună cu miile și la templu mai nimeni? Rămânea uimit, nu găsea explicație. Vorbea ca unul care avea putere. Dacă vă aduceți aminte, există expresia căci noroadele se îmbulzeau, se călcau în picioare, unii se călcau un picioare, atâta de înghesuială era în prezența Mântuitorului sus, și în altă parte expresia îi sorbeau cuvintele de pe buze. Cuvintele lui era putere, duh și viață. În al doilea rând, puterea Domnului s-a manifestat în vindecări și eliberări. El vindeca și elibera. Și în al treilea rând, puterea Lui s-a manifestat în iertarea păcatelor. El ierta păcatele. Aici, făcea, aici era din punct de vedere divin. Dumneze Domnul Iisus pe pământul acesta a lucrat în calitate de fiu al omului. N-a făcut uz de Dumnezeire pe pământ, măcar că era 100% Dumnezeu și 100% uman, om. El a vrut să lucreze în calitate de fiu al omului. De asta mergea și se ruga pe Muntele Măslinilor ca să primească putere, a renunțat la somn, a renunțat la odihnă, a renunțat la confort, ca să meargă să aibă părtășie cu Tatăl plăcerea lui era voia tatălui, apogeul plăcerii era părtășia cu tatăl. Slăviți să-i fie numele în veci. Pentru că se naște întrebarea, de ce Domnul Iisus a dus la Ioan, la Iordan să primească botezul în apă? Avea nevoie Domnul Iisus să primească botezul în apă ca ceilalți oameni? Nu. El a primit botezul, nu că avea nevoie de botez, ci a vrut să intre în platforma de fiu al omului. El a suferit în calitate de fiu al omului. S-a rugat în calitate de fiu al omului. A lucrat în calitate de fiu al omului. A plâns în calitate de fiu al omului. A suferit, el a fost făcut de săvârșit prin suferință în calitate de fiu al omului. Nu în calitate de Dumnezeu. Domnul Iisus pe pământ nu a făcut uz de Dumnezeire numai într-un singur loc, a făcut uz de Dumnezeire, ierta păcatele. Doar atât. Dacă punem Matei, capitolul 10, versetul 1, Matei 10, cu versetul 1, citim următorul lucru. Uitați-vă și dumneavoastră la Matei 10, cu versetul 1. Spunea, spune cuvântul Domnului în felul următor. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, vă rog, uitați-vă atenți, și le-a dat putere. De ce le-a dat putere? Le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și de neputință. Țineți minte că acolo era și Iuda. Și Iuda a beneficiat de putere. Le-a dat putere, nu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Aici e confuzia cu care eu mă confrunt, adică nu mă confrunt, că nu-mi nu plac cuvânt, nu place cuvântul confruntare, nici nu vreau să mă confrunt. Cu care discuții cu frații baptiști. De fraților, Domnul Iisus le-a dat putere din resursă proprie a Domnului. Le-a dat putere, le-a spus mergeți. Probabil că și-a pus mâinile peste ei și a spus mergeți în lucrare. Ei au pregustat din lucrarea de apostol. Ei erau prima dată ucenici și a spus după aia eu o să plec. Voi veți rămâne. Acum vreau să facem o lucrare de apostolie pentru că lucrarea de apostol echivalează cu lucrarea de profet slujba de profet din Vechiul Testament sunt două slujbe foarte puternice slujba de profet care o avea Ilie care o avea Elisei care o avea Samuel care o avea Moise și alții echivalează cântărește cu slujba de apostol În vechime doar atât lipsea, în profeții care erau în calitate în slujire avea toate darurile ca și în Noul Testament, nu lipsea vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor. Doar atâta, două lucruri lipsea. Și puneți acum versetul cu numărul 8, versetul cu numărul 8 din același capitol. Uitați, trebuia să facă patru lucruri. 1. Vindecați bolnavi. Doi, Înviați morții. Noi nu știm câte învieri de morți a avut loc. Nu știm cifra exactă. Nu ne prezintă Biblia detalii mari. În al treilea rând, în vindecați bolnavii, înviați morții, curățiți leproșii, uitați-vă la al patrulea rând, scoateți afară dracii. Patru lucruri care trebuia să le facă apostolii și spune, fără plată ați primit, fără plată să dați. Deci, fraților, în vechime avea loc cele trei lucruri. În vechime a avut loc vindecarea de bolnavi, în vechime a avut loc învierea de morți, în vechime a avut loc curățire de lepră. În vechime niciodată nu s-a întâmplat eliberări de demoni. Chiar dacă a fost Ilie, profet de mare calibru, Elisei, profet de mare calibru. Samuel, profet de mare calibru. Nu s-a întâmplat eliberări de demoni. Numai când a venit Domnul, a venit cu puterea supremă a Duhului Sfânt și le-a dat și la apostoli. Și se transmite până în zilele noastre eliberări de demoni. Vă rog să puneți acum Isaia, capitolul 40, versetul 31, Isaia 40, versetul 31, iar e un verset extraordinar de, de important, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Fraților, puterea nu este dată pentru totdeauna. Noi nu primim putere să avem doza de putere permanentă. Să zică Domnul, uite, eu vă dau putere, o să o aveți pe toată viața. Nu? Ea se consumă. Ești afară lupte, ispite. Puterea se consumă. Vă dau exemplu, Domnul Iisus Hristos, când a făcut vindecarea, când a venit femeia aceea de 12 ani, bolnavă, cu scurile de sânge, s-a atins, atins de haina lui pe la spate, Domnul Iisus știa înainte de veșnicie că se va întâmpla lucrul acesta, dar a întrebat să facă un exercițiu pentru ucenici. Cine s-a atins de mine? Păi, Doamne! Păi, nu vezi atâta mulzeală, atâta mulțime care sunt aici? Pe păi oricine se atinge de tine. Nu, nu, nu. S-a atins de mine în mod special. știți, și a spus o frază? Din mine a ieșit o putere. Puterea noi o primim atunci când mergem la rugăciune. Vă spuneam bine seara. Mi s-a întâmplat în viață de câteva ori, doar de câteva ori, și aș vrea să fie la nesfârșit. Dar o seară, într-o seară, noapte de veche, repet ce spuneam vineri seara aici, la o rugăciune lungă, noi ne miram cum de-a durat atâta, cum de-a durat atâta. Știți că în prezența Domnului dispare noțiunea de timp la două ore și zece minute a dispărut noțiunea de timp. Toți s-au mirat. Când a trecut timpul acesta? Și am primit atunci putere, toată biserica a primit putere. Eu aveam impresia că sunt în aer. Nu eram în aer. Era impresie. Mă uitam mereu dacă calc pe pământ. Da, calcam cu picioarele la propriu. Dar puterea era așa de mare încât simțeam că sunt în aer puterea aceea a ținut peste mine mai mult de o lună de zile. Dar cei ce se încrede în Domnul își înnoiesc puterea. Uitați-vă în continuare. Ei zboară ca vulturul, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu, nu ostenesc. Noi, nu, noi avem nevoie urgent de binecuvântata putere a Duhului Sfânt. Doamne ajută-ne și Domnul să ne, să ne dăruiască harul acesta la fiecare frate și surori. Vreau să mergem la câteva nevoi urgente, câteva nevoi urgente, de ce ne trebuie puterea binecuvântată a Duhului Sfânt. În primul rând, în primul rând, ne trebuie puterea binecuvântată a Duhului Sfânt pentru vestirea Evangheliei și citesc din Faptele Apostolului, capitolul 4, de la versetul 29 până la versetul 31. Hai să citim. Aici este vorba de apostoli, cam o jumătate de an, a avut liniște, a avut pace. Să știți că biserica Biserica din vremea aceea se mulțea cu o viteză ieșită din comun, niciodată nu s-a mulțit cu așa rapiditate. Biserica era în fiecare zi la templu, la casa de rugăciune. în fiecare zi. Nu știm cât sta. După unele scrieri, stăteau chiar unii de dimineața până seara. Și spune, a venit prigoana. După o jumătate de an a venit prigoana, diavolul s-a supărat. Și spune versetul 29, și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi. De ce? Să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Îndrăzneala nu înseamnă tupeu. Îndrăzneala înseamnă autoritate. Când ai autoritate, am întâlnit frați cu mare autoritate. În viața mea am, auz, am avut harul să aud trei persoane, trei predici, în viața mea, dar asta a fost înainte de Revoluție. Cu așa putere, fraților, a vorbit un frate două ore pe ceas, nimeni nu vrea să iasă afară. Nu vrea să cred că a trecut două ceasuri. Dacă fratele ăla ar fi rămas să vorbească șase ore, nimeni nu ieșea afară. Curgea izvoare, curgea râuri din el. -e 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 pentru că era puterea binecuvântată a Duhului Sfânt. Am auzit de multe ori expresia aici, în biserici, în România. Azi n-a fost har. E greșită exp cu expresia că n-a fost har. Har va fi până va veni Domnul corect n-a fost putere. Că nu-i putere în slujire, îi plictisială, oboseală, ci nu-i biserica. Dragi frați, ceea ce ne face să fim îmbrăcați cu putere, să stăm în rugăciune. Amin? Repet ideea. Domnul Iisus, Domnul Iisus stătea în rugăciuni. Și noi suntem, suntem chemați să stăm în rugăciuni. Pentru că puterea se primește numai în rugăciuni. Și acum, Doamne, uite-te la amințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna. Prioritar era vestirea, să știți. Prioritar era vestirea. Dar apostolul a mai cerut. Întindeți mâna să se facă tămăduiri minuni și semne în numele robului tău Isus, robului tău cel Sfânt Iisus. După ce s-a rugat ei, uitați-vă, ei s-au rugat, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Frații mei și sororile mele, Biserica Primară este tipul model, Biserica primară este tipul model în ce privește propovăduirea. E foarte drept că noi avem doctrina și învățătura bisericii primare. Nu mai avem puterea. Avem doctrina, avem învățătura, nu avem puterea. E dureros lucrul ăsta. Dar nu este imposibil noi trebuie dorim, dacă, dacă, dacă noi dorim și dacă noi ne venim înaintea Domnului, primim și puterea. Pentru că este dată pentru biserică. Slovie să fie numele în veci. Biserica primară este este tipul model în ce privește evangelizarea în timp record au evangelizat tot Ierusalimul în timp record a evangelizat toată iudeia, a ajuns biserica să ia ființă până și în casa cezarului. Și vă rog să țineți cont de cu următoarele aspecte. Biserica atunci nu avea mijloace de transport care le avem noi. Nu avea avion, nu avea automobil, nu avea autocar, nu avea tren. Biserica primară din vremea aceea nu avea societății de tipărire a Sfintelor Scripturi, să zică, facem evangelizare, dar vreau să ducem și noi testamente sau Biblii. A fost o evangelizare la noi în oraș, vara aceasta, m-am întors îndurerat de la evangelizare. cu durere m-am întors, cu soția mea, pentru că la ieșirea din casa de cultură, sala mare, sala Transilvania se cheamă, când am ieșit din sala Transilvania, erau adunați foarte mulți, cred că câteva, poate mii, și s-a împărțit noi testamente la cei care veneau din afară. Durerea mea a fost, îmi venea să plâng, am găsit testamente aruncate, pe stradă, pe jos. Le-am luat și am spus, nu mă rabdă inima, sufletul, să văd cuvântul Domnului abandonat, aruncat în ziua judecății, aceștia vor răspunde. Biserica primară nu s-a bucurat să aibă societăți de tipărire a Sfintelor Scripturi. Când făcea evangelizare, să dea, să dea Biblii, să împartă testamente. Biserica primară n-a avut stații de emisie, radio-TV, Uitați-vă, aici aveți stație de emisie, transmiteți online slujba din dimineața. Ei, Biserica Primară n-a avut așa ceva. Să zică, că, băi, poate sunt și ei bolnavi care sunt acasă, vreau să audă și ei. Nu, nu s-a bucurat lu Biserica Primară n-a avut case de rugăciune cu confort ridicat. Biserica Primară n-a avut buget financiar în caseria Bisericii. Biserica primară a avut putere. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. În timp record, a bătut recordul din toate timpurile în ce privește evangelizarea. Păi, gândiți-vă, vă rog, la propovăduirea lui Petru să se predea 3.000 de suflete. s a urgat 10 zile, a propovăduit 10 minute și s-au predat 3.000 de suflete la bază era rugăciunea. Biserica, vă spuneam vineri, repet, ce spuneam vineri seara, cea mai puternică organizație pe Terra, nu este forțele, nu, nu sunt forțele NATO, care sunt 31 de țări. Cea mai puternică organizație pe Terra este Biserica. Iav ea poate prin rugăciune să schimbe istoria lumii. Prin rugăciune va schimba istoria Istoria Spaniei. Rugăciunea, am văzut ce înseamnă rugăciunea, că Biblia spune, dacă doi se învoiesc pe pământ, doi să se învoiască și să ceară un lucru. Aici sunteți cam o sută și poate. Dar dacă se, se unesc sută, eu rămân uimit. O sută botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și nu avem unirea, nu se realizează unirea, unitatea. Pe câte vreme zice Biblia, zice cuvântul Domnului, să păstrăm unirea Duhului. Ne ajute Domnul. De ce? A intrat apatia. În al doilea rând, frate și surori, puterea Duhului Sfânt ne ajută Puterea binecuvântată a Duhului Sfânt ne ajută să depășim cu ușurință ziua necazului. Te rog să pui Proverbe capitolul 24, Proverbe 24 cu versetul numărul 10, unde spune în felul următor: Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Eu m-am uitat și am zis, este o diferență între încercări, zice că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul. Este o mare diferență între încercări și necazuri. Încercările îngăduite de Dumnezeu peste un creștin au scop pre precis să ne modeleze și să ne și corecteze ori de câte ori e nevoie necazurile. Domnul Iisus spunea, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu o amirui lumea. Necazurile vrea să ne, să ne culce la pământ, să ne distrugă în totalitate credința și nădejdea. Nu suntem scutiți nici de încercări, nu suntem scutiți nici de necazuri, să știți. Problema este noi să avem umplerea cu Duhul Sfânt, umplerea cu putere a Duhului Sfânt, așa vom depăși și necazului, dacă slăbești în ziua necazului, mică trebuie să-ți fie puterea. Tot Apostolul Pavel ne spune că în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Nu suntem scutiți de ele. Vor rămâne uimiți îngeri în cer. Că în necazuri, în încercări, în suferințe, îl lăudăm, îl slăvim îl glorificăm pe Dumnezeu care este drept, adevărat și atotputernic. Slăvi să fie numele în veci. Mi-aduc aminte în, în, anul când eu m-am întors la Domnul, era un frate care pe mine m-a uimit, avea o putere omul ăsta de rezistență în, ziua de, în zilele de necaz, eu -a, am rămas uimit. Am zis: De unde are omul ăsta Că nu are de la sine putere, pe urmă, mi-am dat seama că este numai binecuvântată putere a Duhului Sfânt. Când intra, se ducea duminica la Casa de rugăciune și a trebuit să intre, să călătorească cu autobuze. Vă aduceți aminte, cei care ați locuit pe la țară, eram autobuze. Eu mi-aduc aminte, eram foarte tânăr. În autobuzul acela care era atât de aglomerat, atât de aglomerat că stăteam ca sardelele. Și se urca și fratele acesta, și când s-a urcat din greșeală, a călcat, a călcat din greșeală pe un om, și acesta s-a întors asupra lui și a dat o palmă și a vorbit cuvinte foarte murdare la adresa lui, murdare, jignitoare, înjositoare. Fratele n-a scos niciun cuvânt. Niciun cuvânt, niciunul măcar. A tăcut. Pentru că a venit ziua necazului. Ăsta, care a dat o palmă, a rămas uimit, a zis ce a zis, după aia a tăcut și el, că știți că dacă nu mai sunt. nu sunt. nu sunt multe lemne, focul se stinge. Și o spui ce fel de om e? Oare ce fel de om e ăsta? Că nu e înger. E om. După ce a ajuns în, în, oraș, a coborât fratele, a coborât și omul acesta. Și a oare ce fel de om e ăsta? Vreau să, mă, ia, vreau să merg după el. Nu, nu era, imediat după ce a luat, a cotit pe o stradă următoare, el mergea, la, a intrat la casa de adunare și a zis: Băi, vreau să intru și eu unde intra omul. Ăsta, măcar măcar să văd. A intrat pentru totdeauna. S-a așezat pe banca din spate, se cânta cântări, i-a plăcut. Și propovăduirea din ziua aceea a străpuns inima. Adică străpuns înseamnă sensibilizat. L-a sensibilizat și s-a predat. Binecuvântat să fie Domnul. Noi pierdem, pierdem mulți vecini, colegi, la locul de muncă, avem puțină putere că vine ziua de necaz. Ne răzbunăm, sărim, zicem ce nu trebuie. Dacă ești slăbește în ziua necazului, mică aceste este puterea. Să ne mărească Domnul puterea să rămânem în picioare în ziua necazului. Vă aduceți aminte de David? Dacă puneți psalmul cu numărul 57, versetul 1, chiar vreau să ne uităm la versetul acesta, psalmul 57, cu versetul 1, citim următorul lucru. Ai milă! Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut loc de scăpare, uitați-vă atenți, până vor trece nenorocirile. Chiar erau multe. Drumul vieții lui David a trecut prin necazuri, prin lacrimi, a pribegit prin munți, prin codri, prin păduri, prin peșteri. Dacă vă uitați, știu că nu se poate pune titlul, cu ce ocazie, unde s-a scris salmul acesta? Salmul acesta zice, titlul către mai marele cântăreților, o cântare de lauda lui David făcută când a fugit în peșteră urmărit de Saul. Salmul acesta, 57, a fost scris în peșteră. peștera îmi place doar să o vizitez. nu îmi place să locuiesc în ea. Pentru că acolo în peșteră este închis, aer închis, înnăbușit. Sunt și gângănii, tot felul de lucruri neplăcute. Nu-mi place să locuiesc. E, dar câteodată, din punct de vedere spiritual, drumul vieții mai duce și prin peșteră. Dar Domnul nu vrea să stăm acolo, dacă avem suficientă putere. Ajută-ne, Doamne! Un alt lucru de ce ne trebuie putere, frați și surori, trebuie să apărăm valorile și principiile lui Dumnezeu. Vă rog să puneți mica, capitolul 3, versetul cu numărul 5, nu, versetul 8, rectific. Mica 3, cu versetul 8, citim următoarele lucruri. Dar eu sunt plin de putere plin de Duhul Domnului, face două referințe, plin de putere, a doua referință, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, de ce? Ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Să știți că un creștin autentic are responsabilitatea nu să tolereze. Îngăduința e una, toleranța e alta. Îngăduința, băi, e om. Dar totuși trebuie să, trebuie să ne îngăduim, nu ne pocnim, nu ne dăm, ne demolăm unul pe altul. Nu, fraților, nu suntem chemați să ne demolăm unul pe altul. Dar spunem, nu trebuie să vă supărați dacă slujitorii vă atrag atenția. Fraților, voi lucrați cu... Auziți ce am auzit eu într-o biserică era... și soția era martoră. Fraților, voi, 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 lucrați la o jumătate de normă aici? Dimineața veniți, după masă nu mai veniți. Deci că voi sunteți angajați cu o jumătate de normă la casa Domnului? Și au zis nu. Ne lucrăm cu normă întreagă. Nu știu dacă puteți spune toți amin. Nu toți. Să ne ierte Domnul. Deci spun cu dragoste. Poate nu-i nu nu cazul aici. Dar nu trebuie să lucrăm cu normă, noi nu trebuie să lucrăm cu o jumătate de normă, ci cu normă întreagă. Așa iubește, așa. Noi, să știți, creștinul iubește, și un iubitor de părtășie la casa Domnului. Doamne, ajută-ne. M-am uitat să vă dau două exemple. Ați auzit de Nelson Mandela. A stat 26 de ani în temniță de maximă securitate, a luptat împotriva segregării rasiale. 26 de ani. A luptat pentru o cauză politică, o cauză care nu e, va fi răsplătit, nu va fi răsplătit niciodată. Pentru o cauză politică s-a stă 26 de ani. Ați auzit de Corneliu Coposu, președintele PNCCD, din anul 90 până 95, în 95 a plecat. Ăsta a stat, el eu l-am auzit povestind, ce a îndurat în 17 ani în temnițele comuniste. O cauză care nu va fi răsplătit. Nu va fi răsplătit. Cauzele politice nu sunt răsplătite, să știți, de Dumnezeu în împărăție. E o cauză politică. Însă, pentru o cauză nobilă, știți și ne-a îndurat, vă dau exemplu Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era plin de putere și de Duhul Domnului, și ăsta a strigat împotriva păcatului, împotriva lui I Irod. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău cu cum ta. Și pentru că a strigat, l-a costat scump temniță și apoi capul. Asta nu înseamnă că Ioan a fost înfrânt. Eu a rămas uimit, nu-mi găsesc niciodată explicație de ce capul lui Ioan Botezătorul să ajungă în mâna unei prostituate. Nu, nu, înțeleg lucrul ăsta, fraților. Sunt lucruri care pe pământ nu le înțeleg. Nu știu dacă în veșnicie, vă spuneam, m-am am, -am pornit spre veșnicie să pun multe întrebări, dar nu cred că vă le mai, voi mai pune. L-aș fi întrebat pe Dumnezeu de ce am îngăduit capul lui Ioan să ajungă în mâna unei femei de moravuri. Uh, istoria Vechiului Testament a început cu un uh, a început cu martiraj. Primul martir pe Terra a fost Abel. Istoria Vechiului Testament s-a încheiat tot cu martiraj. Ioan e ultimul, ultimul martir al Vechiului Testament. Cu el s-a încheiat Vechiul Testament. Vă rog să vă analizați foarte bine cele patru evanghelii, când Ioan a încetat lucrarea, care a fost scurtă, a început Domnul să intre în lucrare. Nu s-a interpus, nu a fost două lucrări interpuse una peste alta, nu. Ioan și-a încetat lucrarea și cum Ioan a încetat lucrarea, a început Domnul sus. Lucrarea lui Ioan a fost una statică, adică stătea pe loc, la râul Iordan, acolo veneau și el propovăduia. Lucrarea Domnului Isus a fost una care mergea din cetate în cetate, din cetate în cetate. Istoria Noului Testament a început tot cu martiraj, primul martir al Noului legământ, al Noului Testament a fost Ștefan. Istoria Noului Testament. Istoria harului se va încheia tot cu martiraj, să știți. Martir nu înseamnă înfrânt înseamnă mai mult decât biruitor. Înainte de Revoluție, când am citit cartea Cu Vadis, Cu Vadis, unde mergi, Doamne? Rămâneam uimit, rămânea uh, uimit uh, Nero, strigat, de ce creștinii cântă? Îl, îl pe suflet, pe inima. De ce creștinii cântă când sunt ard pe ruguri? În ei era puterea lui Dumnezeu. În ei era Duhul Domnului. De ce creștinii rămân, rămân atâta de liniștiți și au pace când a dat drumul acolo, în arena romană, la Coloseum? Când am intrat în Coloseum, în Italia, am intrat cu o strângere de inimă. Când am intrat în temnița Apostolului Pavel, acolo a stat Pavel doi ani de zile, se spunea, asta e lanțul, știți că Pavel trebuia să stea cu lanț? Lanțul era legat de Pavel, lanțul era legat de ostașul care îl păzea permanent. Nu avea voie. Pavel a scris e, și epistole din temniță și el spune, aceasta este semnătura mea, legat în lanțuri, aceasta este semnătura mea. Alții scrie epistola, după cum spunea Pavel, după cum dicta Pavel, dar prin Duhul, și Pavel nu mai pune semnătura. Să știți că Evanghelia a fost scrisă în lanțuri, cu sânge, cu bătăi, temnițe, ca să ajungă până la noi, zele noastre. Doamne să fiți slăviți și pentru lucrul acesta. Și acum un ultim lucru pentru care ne trebuie puterea binecuvântată a Duhului Sfânt. Este exact ceea ce am citit aici în Luca, capitolul 20, 21, versetul 36. Vedeați, dar în tot timpul, și rugați-vă, ca să aveți putere. E vorba de vremea sfârșitului, de ce? E vorba de vremea de la urmă. Vedeați, dar în tot timpul, și rugați-vă, ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Pentru că se vor întâmpla în zilele noastre cu o rapiditate foarte mare. În următorii ani, nu vă spun, o să ziceți că mă țin de conspirații, nu mă țin de conspirații. Lumea va intra într-o anormalitate ce n-a mai fost niciodată. Dacă e foarte drept, România a semnat, și sunt convins ce vă spun, găsiți lucrul acesta de la 1 ianuarie 2026 în România nu vor mai fi bancheși. Vrea să se pună controlul și dictatura asupra întregii omeniri. Singura organizație care nu va putea să fie să pună dictatura și să o controleze este doar biserica. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Pentru că ei vor avea putere să rămână în picioare. Împărăția noastră, fraților, nu e aici. Casa noastră nu este aici. Casa noastră este în cer. Să dea Domnul ca să fie venirea Domnului când suntem în generația noastră. Rugăciunea mea, rugăci rugămintea mea fierbinte către Dumnezeu este să fie în generația noastră. Nu știm. Nu știe nimeni. Nici Domnul Isus n-a știut când era pe pământ în calitate de fiu al omului. Posibil că acum da. Că e în slavă, e una cu tatăl. Posibil că da. Posibil. Uitați-vă cu câtă rapiditate a avut loc în lume schimbări și evenimente. Vă trec foarte repede să vă spun doar câteva redefinirea căsătoriei, căsătorie de tip Sodoma, legalizată, recunoscută de foarte multe parlamente, de foarte multe guverne. Niciodată n-a fost așa ceva. Sodoma acum 4000 de ani era la scară mică. Sodoma acum este la nivel mondial. Un alt lucru, sexualizarea copiilor în mod forțat, copii din fragită, copilărie să se să le strice inocența. La grădinițe, chiar în România, se fac presiuni în privința aceasta. Sexualizare forțată. Păi mă gândeam, copiii aceștia când cresc mari, pe ăștia, ăștia vor face violuri în masă. Pentru că dacă cresc numai în felul, în stilul acesta, în felul acesta, suntem chemați frați, surori, dragi surori, suntem chemați să apărăm valorile Valorile pe pământul acesta al oricărei familii este familia. A oricărei case, mamă și tată. Produsul intern brut al bisericii sunt copiii. Suntem chemați copiii noștri să-i ținem lângă noi, să ne rugăm cu ei, să ne rugăm pentru ei și să învățăm tot ce este rău în lumea aceasta. Ajută-ne, Doamne! Când am fost vara aceasta în nu vă prezint numai, vă pun doar în temă unele lucruri, să știți, să nu credeți că sunt negativist. Că Biblia prezintă multe, multe lucruri. Ne-ar plăcea să prezinte Biblia numai lucruri pozitive, numai lucruri... Când am văzut vara aceasta, în Viena, un tab la o expoziție mare, tablou mare, cu cina cea de taină, Domnul Iisus era la mijloc, făcut femeie. Și nu vă spun ce imagini murdare am văzut acolo, lângă el. Acum, goliciunea trupului este numai e rușine. Auziți, e cultură. Numită cultură. Uitați-vă, s-a întors lumea cu susul în jos. Imoralitatea este ridicată la rang de virtute. Trăim zile exact cum le trăia și Noe, exact cum le trăia și, și Lot. Zice că Lot își chinuia sufletul în fiecare zi de ceea ce vedea și ceea ce auzea. Vă spuneam vineri seara că cel mai longeviv evanghelist din istorie a fost Noe. O sută de ani a propovăduit. Zice că. El era un propovăduitor al neprihănirii. Nimeni nu s-a pocăit! Nimeni nu s-a pocăit în zilele lui Noe. Frații și surori, <coughs> vrem să, dacă sunteți la sentimentul meu, am amintit mult lucrul acesta de rugăciune, să facem o rugăciune. Posibil că v-am spus, dățele trecute, posibil, dacă mă repet, nu-i nicio greșeală, eu în viața mea am cunoscut mari oameni ai rugăciunii. Am cunoscut un frate, Popovici Dumitru, se ruga câte șase, opt, zece ore pe zi. Ce vă spun, nu exagerez. Vă pot duce în localitatea aceea și vă dau 100 de, cel puțin o de martori omul acesta simțeam că este plin de puterea Domnului. Când am, când am spus lucrul acesta la Ambon, în biserica Elim Timișoara, niște frați au venit la mine și mi-a spus, frate, dacă noi venim când, eram, când locuim la Botoșan, dacă noi venim la Botoșan, ne duci la fratele, sigur că da! Și a venit o mașină cu frați și a mers la fratele Popovici, Dumitru, l-am pus în temă să nu-l prindem în audiență, audiență cu cerul, spunea, frații, nu venea să ne mai despărțim de om, pentru că oamenii rugăciunii coboară slava Lui Dumnezeu. Și a spus, fraților, de data asta trebuie să mergem, să ne luăm rămas bun, pentru că eu v-am programat biserici. Omul acesta, fratele acesta, a plecat la Domnul, nu de boală, a plecat la Domnul în timp ce l-au dat pe Domnul cu o cântare la 92 de ani. Fratele lui de corp, cu doi ani mai mic ca el, în următoarea zi a plecat la Domnul, nu de boală, pe genunchi, în rugăciuni. Oamenii rugăciunii, știți că Moise, Moise care stătea în prezența lui Dumnezeu, n-a murit nici de boală, dar nici de bătrânețe omul ăsta la 120 de ani vederile nu i se slăbiseră, el nu avea nevoie de ochelari. Puterile nu i trecuseră, gradul de uzură a corpului era aproape de zero, se simțea ca un tânăr la 20 de ani. Pentru că Moise a petrecut mereu mult în prezența lui Dumnezeu. Vreau să petrecem mult în prezența Domnului. În prezența Domnului să avem, să ne învățăm, să ne disciplinăm chiar, să câștigăm să stăm în prezența Domnului chiar dacă suntem la locul de muncă. Noi răscumpărăm timp din timpul locului, timpul locului de muncă, răscumpărăm timp pentru Domnul, pentru cer, în cu cerul, cu plați cu cerul. Vrem să facem o rugăciune să ne îmbrace Domnul cu putere. Și cred că sunteți la sentimentul meu. Domnul se să cu vinteze. Ne ridicăm și ne rugăm.